Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 15-28 februarie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă, ca și evenimente importante. Balanță, 15-28 februarie 2021, evenimente importante. La voi este o confuzie, dar de scurtă durată. Ok? Aici este o legătură cu ceva ce implică un eveniment public, ceva public, un loc de muncă, ori o afacere de-a voastră, ori este vorba despre o mică investiție, sau nu sunteți siguri pe cineva sau pe ceva. Alții dintre voi sunteți confuși sau există foarte multă confuzie în casa voastră în legătură cu relația voastră. Nu știți ce să mai credeți despre persoana de lângă voi, dacă vă iubește pentru ceea ce sunteți sau pentru ceea ce aveți, sau dacă persoana asta este serioasă sau poate v-a părăsit în trecut și ar mai putea să mai facă lucrul ăsta, așa vă tot stă în minte. Vă așteptați în orice moment ca persoana asta să plece. Pentru alții dintre voi este vorba despre o confuzie în ceea ce ține de o relație pe care o aveți cu cineva care ba vă spune ceva, ba se schimbă. Persoana asta nu reprezintă seriozitate. Și aici este și ceva financiar implicat la mijloc. Persoana asta nu are ce să vă ofere. Și nu e vorba că voi ați fi materialiști. E vorba că cine trebuie să audă mesajul ăsta? Poate nu vă oferă siguranță, nu neapărat lucruri materiale, poate nu vă oferă senzația de, sau sentimentul de încredere. O să fac clarificare, să vedem despre ce este vorba. Deci, balanță, 15-28 februarie, balanță, voi din Zodia Balanță, sunteți foarte confuzi. Poate aveți de-a face cu cineva dintr-o altă cultură, etnie, regele de monede. Sau un bărbat brunețel sau o femeie brunețică cu tenul mai închis la culoare, cu ochii negri. Ori persoana asta, indiferent de aspect, dar fecioară Capricorn văd eu, sau poate fi chiar balanță, poate fi berbec. Persoana asta se prezintă ca și cum ar fi o persoană foarte stabilă. Persoana asta se prezintă ca și cum primiți vești de departe, poate sunteți la distanță, dar chiar și dacă este lângă voi. Persoana asta vrea să afișeze o falsă aparență. Nu este ceea ce pare sau nu este ce vrea să spună. Aveți foarte mare grijă cu persoana asta. Pentru mulți dintre voi care sunteți căsătoriți, ați întâlnit pe cineva, ok? Poate lucrați într-o țară străină sau poate sunteți la distanță de persoana iubită, dar ați întâlnit pe cineva, ok? Pe altcineva, o relație extraconjugală și vă acuzați pe voi că simțiți că nu este just că v-ați îndrăgostit de persoana asta, și nu vă simțiți curați față de persoana cu care sunteți în căsnicie sau în relația stabilă, deși este distanță între voi sau indiferent de situație. Dar poate unii dintre voi chiar aveți de-a face cu o persoană care v-a împins să faceți treaba asta pentru că persoana asta pune doar preț pe bani, poate și acordă prea multă atenție locului de muncă și pe voi vă neglijează, nu vă dă atenție, persoana asta are țeluri foarte înalte. Și atunci voi vă simțiți neglijați și atunci ați căutat atenție, iubire în altă parte. E vorba de voi.
Probabil că dacă nu s-a întâmplat, se va întâmpla lucrul ăsta mai mult ca sigur în perioada asta. Dar ideea este că o luați ca pe ceva scurt. Adică o să fie ceva scurt, nu mă implic, o să fie ceva trecător, nu o să investesc sentimente sau... Nu o să fie așa. O să investiți sentimente. Și va trebui să nu vă simțiți vinovați. Atâta tot. Pentru că nu aveți de ce. Bun, vreau să văd lumea. Lumea. De fapt, o să pun cum mi-a căzut. Ok. Lumea. Voi spuneți, nu mai vreau lucruri materiale, nu mai vreau nimic, nu mai vreau partea asta, vreau să plec. S-ar putea să părăsiți pe cineva chiar că v-ați săturat de aspectul ăsta. Orică persoana asta este prea interesată sau nu vă acordă suficientă atenție, ori se focusează prea mult pe muncă, dar ideea este s-ar putea unii dintre voi chiar să părăsiți o căsnicie. 8 de cupe. Exact, mi-ajunge să sufăr tot timpul, mi-ajunge să fiu tot timpul decepționat sau decepționată. Vreau o ofertă serioasă și cred că pot avea o ofertă serioasă dacă n-ați cunoscut încă persoana asta nouă, o să o cunoașteți. Dacă o cunoașteți deja, Leu Berbec Săgetător. Ok. Poate fi Scorpion. Dacă n-ați cunoscut, cunoașteți persoana asta deja. O să o cunoașteți, mă scuzați. Regele de bute. Da, multe dintre voi sunteți persoane căsătorite. Pentru altele dintre voi am o altă situație. V-ați simțit deviate de o relație extraconjugală cu o persoană care a pus preț pe lucruri materiale. Și atunci spuneți pa iubire, pa totul că nu mai pot să finanțez acest aspect sau nu mai pot să-mi consum energia. Că nu duce nicăieri, persoana asta nu mi oferă egalitate. Vă face să plângeți tot timpul. Regele de bute. Și parcă spuneți da, parcă spuneți nu. Alții dintre voi vreți să vă salvați căsnicia după ce a existat o relație extraconjugală la voi sau la persoana asta. Vreți să vă mai dați o șansă. Regele de bute. De monede. Da, persoana asta e cam rigidă. Poate fi chiar Capricorn. Și are niște apucături destul de ciudate. Poate este o persoană vicioasă sau poate face exces de muncă, de timpul petrecut la muncă, de energie, de putere, face abuz cu voi. Poate chiar persoana asta își explorează prea mult opțiunile și de-aia v-a împins și pe voi să faceți lucrul ăsta. Iar voi v-ați săturat, nici nu știți în ce parte să o luați, nu știți ce să faceți. Ideea este că în perioada asta vă văd că nu alegeți mai nimic. Adică sunteți între. Nici nu vă duceți către persoana asta care vă este stabilă, sau poate chiar sunt două relații și nu locuiți cu nimeni. Nici către cealaltă persoană vreți să vă gândiți, vreți să fiți lăsați în pace să vă gândiți, să luați o decizie. Pentru că este o greutate, voi sunteți, este o greutate la voi. Poate sunteți chiar mămici, părinți, este o greutate la voi. Ați fost trădați, de prea multe ori ați fost trădați. Și domnii din gemeni balanță, sau dacă aveți de-a face cu cineva din gemeni balanță vărsător, asta vreau să spun. Dar și domnii din balanță, ați fost de prea multe ori trădați. Bun, deci va fi o perioadă în care va trebui să stați să vă gândiți foarte bine ce faceți pe mai departe. Atât am avut și pentru voi, eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup și ne vedem la un nou video.